Instalațiile conectate la acest sistem pun în funcțiune fluxul informațional pentru deplasarea la locul evenimentului a forțelor de intervenție. Imediat sosit la locul accidentului, forțele de intervenție ale Inspectoratului pentru situații de urgență. Aceștia au deplasat autospecială complexă de intervenție pentru lucru cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, iar în cazul accidentelor cu persoane rămase încarcerate, dispun la fața locului și de autospecială de descarcerare. În urma unui accident de circulație, există riscul scurgerii carburantului și producerea unor explozii sau unui incendiu. Pentru evitarea producerii unor astfel de evenimente, pompierii militari iau măsuri pentru îndepărtarea bolilor de la acumulator și pregătirea unor speciale de intervenție pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a eventualelor incendii. Identificarea martorilor populari și, dacă situația o impune, măsurile urgente de acordare a primului ajutor victimelor. Pentru luarea măsurilor de izolare a zonei de intervenție și interzicerea pătrunderii la locul evenimentului a persoanelor neautorizate, este solicitat sprijinul unui echipaj al jandarmeriei. Pe timpul desfășurării acestui exercițiu, pentru siguranța dumneavoastră, rugăm atât cetățenii cât și reprezentanții mass media să respecte indicațiile organizatorilor și să nu pătrundă în zona de desfășurare a exercițiului. Vă mulțumim tuturor! Se iau imediat măsurile acordării asistenței medicale de specialitate de către medic, asistentul medical sau paramedicii SMUR sosiți la locul intervenției. Hai, Floare, hai! Hai cu pelata! Du-te cu pelata! Hai cu pelata! Se face triajul medical al victimelor și se stabilește printr-un cod de culori gravitatea fiecarei victime în parte. Efectuarea cercetării de la fața locului, sosește un echipaj al Poliției Române, care are în dotare un autolaborator criminalistic cu echipamente de ultimă generație. Echipajele de pompieri trec imediat la acțiunea de descarcerare și scoatere dintre fiarele contorsionate a victimei. Pompierii folosesc autospeciala dotată cu tehnică de descarcerare de ultimă generație pentru îndepărtarea elementelor de caroserie care împiedică scoaterea persoanei din autoturism. Dacă într-un astfel de eveniment rezultă un număr mai mare de 4 victime, atunci la nivelul județului Alba se pune în aplicare planul roșu de intervenție.
Acesta presupune aducerea unității la dezastre și continuarea unui și constituirea unui punct medical avansat chiar la locul desfășurării intervenției. Totodată, unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență ia măsuri pentru suplimentarea personalului de specialitate, a spațiilor de cazare și tratament. Se aduc echipaje suplimentare din alte substații din județ, inclusiv prin chemarea personalului din turele libere. În județul Alba am verificat punerea în aplicare a planului roșu de intervenție printr-un exercițiu în luna iulie a anului 2011 și unul în luna martie 2012 și a fost pus în practică de această dată pentru o situație reală la un accident de circulație în care a fost implicat un autocar cu 47 de copii și 7 adulți, dintre care 23 au necesitat internare, în 31 august 2011. În situația când sunteți martorii unui astfel de accident sau sunteți chiar dumneavoastră implicați, solicitați sprijinul persoanelor autorizate prin apelarea numărului de urgență 112. Încercați să fiți cât mai calm și să transmiteți operatorului cât mai fidel locul accidentului, numărul de persoane implicate și, dacă sunt blocate în autovehicul, numărul de matriculare al autovehiculelor și, dacă sunt scurgeri de carburant. Încercați să oferiți informații cât mai fidele și să nu exagerați situația. A sosit la fața locului și un echipaj al serviciului de ambulanță județean Alba. În situația în care, în urma producerii unui accident de circulație, rezultă mai multe victime, există în dotarea Inspectoratului din județul Mureș, autospeciala transport.